O copertină din plastic a făcut diferența dintre viață și moarte pentru un copil de 4 ani din Mangalia. Băiatul a căzut de la etajul al 4-lea al blocului în care locuiește și doar o minune a făcut ca el să scape cu viață. Mama lui l-a auzit țipând și a fugit într-un suflet să-l salveze, s-a urcat singură pe o scară până la etajul 1, acolo unde băiatul ei rămăsese nemișcat. Când a căzut, plângea foarte tare și s-a urcat mama, s-a în disperare, au pus o scară, s-a urcat pe scară, l-a luat... L-a mișcat, lumea îi spunea să nu-l miște. Instinctul matern a fost însă mai puternic și decât propria conștiință. Șocată, femeia s-a urcat fără să clipească pe o scară până la etajul 1, acolo unde era fiul ei. Copilul se dezechilibrase în momentul în care s-a aplecat peste fereastra camerei și a căzut în gol. De la geamul a căzut. Totul s-a petrecut imediat după ce mama copilului a mers în bucătărie ca să facă ceva de mâncare. În clipa imediat următoare, femeia a auzit zgomotul puternic. S-a uitat pe geam și a văzut că fiul era întins pe o copertină din plastic la parterul blocului. S-a auzit bum odată. Plasticul a atenuat căderea și l-a salvat pe copilul de 4 ani. Câțiva vecini au auzit strigătele disperate ale mamei lui și au sunat imediat la 112. Un echipaj medical l-a preluat de urgență și l-a dus la Spitalul Municipal din Mangalia. De acolo, copilul a fost transferat la Spitalul Județean din Constanța cu ajutorul unui elicopter. Un pacient conștient, cooperant, un pic agitat. Din fericire, în cădere, căderea a fost amortizată de o prelată la etajul 1. Echilibra hemodinamic și respirator, prezintă un traumatism craniofacial și un traumatism toracic minor. Copilul este acum în afara oricărui pericol, iar medicii spun că în următoarele zile ar putea pleca înapoi acasă. Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul și dacă mama poate fi trasă la răspundere pentru neglijență.